Pe scurt, povestea sună cam așa. Este un telefon super accesibil, cu display mare și perfect pentru filme, jocuri sau rețele de socializare. Vreți să știți cât de bun este acest smartphone? Rămâneți și după intro. Tot parcursul acestui clip video trebuie să aveți în minte suma de 499 lei. Atât costă iHunt Note Ultra în momentul acesta. Teoretic ați putea gândi că este ceva mic, mai urât și care nu poate să facă aproape nimic. Dacă ați gândit așa, v-ați înșelat. Probabil arată cel mai bine din gama sa de preț și poate este printre cele mai dotate. Cam greu să găsești un display mare in-cell și cu margini ale ecranului înguste, o construcție care să nu fie respingătoare, 4G, USB reversibil, jack audio și o baterie care să reziste foarte mult în teste. Acum să nu credeți că este o navă spațială, iHunt a încercat să scoată maxim din acest telefon, adică să ofere multe pentru un preț mic. Și când alții îți dau în cutie numai telefonul chiar dacă plătești pe el peste 1000 de euro, aici vom găsi inclusiv o husă de protecție. Vă dați seama că și iHunt putea să o scoată și să o vândă separat, dar nu au făcut acest lucru și este de apreciat. Mai întâlnim un cablu USB, încărcătorul, manualele și telefonul. Un Note Ultra ce vine în două versiuni de culoare, negru sau albastru, ambele având carcasa din spate detașabilă, adică ceva mai clasic din acest punct de vedere. Telefonul acesta se simte bine în mână și îți dă senzația de terminal mai scump, asta deoarece este destul de solid, mare și bine fabricat. Ar fi rău dacă nu i-aș da nota 10 la capitolul design și construcție, ne raportăm totuși la 499 lei și nu la mai mult. Un display IPS LCD cu o diagonală de 6,8 inch de tip in-cell și o rezoluție HD+, camera de selfie fiind integrată în mijloc, adică ceva mai modern. Să știți că pozele de prezentare de la ei de pe site nu diferă mult față de realitate, mă refer la marginile laterale și la partea de sus. Acestea sunt destul de înguste, ceva mai lată fiind bărbia de jos. Nu avem un senzor de amprente, puteți să-l căutați cât vreți, dar tot nu-l veți găsi. În schimb, există un Face ID care funcționează neașteptat de bine și este super rapid. Îmi place cum ecranul este negru atunci când este oprit și îți dă senzația de ceva mult mai scump. Culorile reproduse nu sunt foarte aprinse, este până la urmă un IPS. Dar am întâlnit în meniu o zonă în care putem crește contrastul sau ne putem juca cu temperatura de culoare. Luminozitatea este destul de mare, nu fantastică, dar bună, de apreciat și că acest panou reproduce albul așa cum trebuie, adică alb și nu cu tente de galben. Bune sunt și unghiurile de vizualizare și răspunsurile la atingere, este un multitouch în 5 puncte, cu rata de refresh de 60 de Hz. Diagonala mare este numai bună pentru rețele de socializare, filme sau jocuri, totul se vede mai mare și încape mai mult conținut, asta în comparație cu un display mai mic. Un ecran mare este, din punctul meu de vedere, un avantaj. Sunt 40
de miliarde de lei, ceea ce înseamnă o treime din bugetul de pensii din România. Alina. 4 nuclei are procesorul Unisoc Tiger T310, ce este ajutat de 3 GB de RAM și 32 de stocare internă. Nu vă așteptați la performanțe de flagship sau la aplicații care să se deschidă înainte de a apăsa pe iconiță. Acest procesor este capabil să scutească telefonul de lag în interfața principală și de performanțe decente în aplicațiile uzuale. Spre exemplu, TikTok rulează fără probleme sau fără lag, YouTube la fel de bine, identic și pentru aplicațiile de streaming media, TV online, Google Play sau chiar jocuri mai complexe. Am testat PUBG Mobile și este jucabil, nu foarte fluent și fără sacadări, dar poți să-l joci binișor și pe un telefon de 499 de lei. Sistemul de operare este un Android 11 destul de curat, cu intervenții minime din partea iHunt și cum îl scoateți din cutie, recomand să-i faceți actualizarea de soft ce este disponibilă. Putem să-l controlăm prin gesturi, suportă 4G volte, funcționează în toate rețelele, are chiar și Wi-Fi rapid de tip 5 GHz. Fără NFC, dar cu radio FM și suport pentru două cartele SIM sau card de memorie în același timp. Bateria are o capacitate de 5000 de mAh și în testul pe care îl fac de obicei a rezistat mai mult de 11 ore, adică foarte mult. Dar posibil să țină mai puțin atunci când puneți serios telefonul la treabă sau din contră chiar mai mult atunci când îl utilizați mai light. Camera principală are o rezoluție de 16 megapixeli și lângă aceasta putem vedea numai puțin de 4 LED-uri ce pot fi folosite inclusiv pe post de lanternă. Aplicația oferă un mod manual care te lasă să reglezi diverse valori, telefonul filmează la rezoluție Full HD, sunt diverse filtre integrate sau un cititor pentru codurile QR. Să știți că rezultatele mi-au plăcut mai mult în comparație cu alte camere foto integrate în telefoane de buget. Nu neg că mai sunt probleme de expunere sau de focalizare, dar în condiții ok de iluminare, detaliile sunt foarte bune, la fel și culorile reproduse, aș spune că neașteptat de bine. Este genul de telefon pe care nu trebuie să-l criticăm dacă poza nu iese bine din prima sau dacă rezultatele în low light nu sunt de vis, să fim serioși. Cred că pentru 499 de lei, pozele pe care le face sunt bune. iHunt Note Ultra este telefonul care îți oferă multe pentru un preț mic. De la ecranul mare și atrăgător până la 4G, volte, radio FM, Wi-Fi rapid, 3 GB de RAM, cameră foto bună, un Face ID rapid și o baterie de 5000 de mAh. Poate cel mai reușit design din gama sa de preț și o funcționare pentru cei care sunt și destul de pretențioși, dar au și un buget limitat.